Prefectul județului Gorj este sătul de situația de la Albeni. După numeroase scandaluri și plângeri repetate la adresa primarului Ionuț Stan, Florescu anunță că va trimite corpul de control la fața locului. Ciprian Florescu a anunțat că a dispus deja verificări la primăria Albeni. Nu știu ce are de gând să facă domnul primar, nu știu ce are de gând să facă la Albeni Consiliul Local al acestei localități, dar lucrurile se pare că nu intră deloc pe un făgaș normal și firesc în ceea ce privește administrarea acelei unități administrativ-teritoriale, de pentru care astăzi de dimineață am discutat cu șeful Corpului de Control al Instituției Prefectului, l-am rugat să studieze foarte bine ultimele petiții, ultimele plângeri care au venit pe adresa Instituției Prefectului în ceea ce privește situația de la Albeni și am decis ca în zilele imediat următoare să semnez un ordin de constituire a unei comisii care să verifice și alte aspecte legate de administrarea localității Albeni. Prefectul județului a mai declarat că situația a devenit critică la Albeni și trebuie luate măsuri. În caz contrar, riscă să fie periclitată activitatea instituției. Vreau să discut și cu alte instituții care pot să intervină în ceea ce se întâmplă la Albeni. Și asta pentru că situația a ajuns într-un punct cât se poate de critic. Din nefericire, nu numai cetățenii au de suferit în acest moment în Albeni, se pare că și lucrătorii de la primărie sunt în situația de a nu-și putea exercita așa cum trebuie prerogativele și sarcinile de serviciu. Nu este pentru prima dată când primarul Ionuț Stan este subiectul unui scandal. Mai mult, acesta a și fost sancționat de Prefectura Gorj în urma depistării mai multor nereguli în activitatea sa din fruntea primăriei Albeni.